Sute de elevi din județul Olt au depus ieri contestație nemulțumiți de notele primite la evaluarea națională. Mare parte dintre aceștia s-au declarat nemulțumiți de notele primite la proba de limba și literatura română. La nivelul județului Olt, în urma rezultatelor de la evaluare națională, au fost depuse 368 de contestații, din care 220 la limba și literatura română și 148 la matematică. Afișarea, soluționarea contestațiilor se face între 26 și 28 iunie, iar afișarea rezultatelor finale în data de 29 iunie. 94 de elevi au reușit să obțină nota maximă la una dintre materii, dintre care 65 la matematică. 8 elevi au reușit să obțină media 10, 2 dintre aceștia fiind absolvenți ai unei unități de învățământ din mediul rural. 20 de școli din Olt au înregistrat promovabilitate de 100%, doar una fiind din Slatina, restul din mediul rural. La limba și literatura română, 456 au obținut note între 1 și 4,99 și 2158 note între 5 și 9,99, asta însemnând un procent de 82,75. Tot la limba și literatura română, 29 de elevi au obținut nota 10. La matematică, 973 au obținut note sub 5, adică între 1 și 4,99, și 1597 au obținut note între 5 și 9,99, procentul fiind de 63,07. La matematică, 65 de elevi au obținut note de 10. Dacă vorbim despre medii generale, 734 de elevi au obținut medii ale probelor de limba și literatura română și matematică între 1 și 4,99 și 1892 de elevi au obținut medii între 5 și 9,99. Astfel încât, la nivelul județului, procentul este de 72,13. Vorbim de procentul mediilor peste 5. La nivelul județului Olt a obținut note mai mari de 5 la cele două probe ale evaluării naționale, peste 72% dintre elevii care au susținut examenul. Ca și în anii trecuți, matematica a fost materia care le-a creat probleme absolvenților de gimnaziu.